Pentru a face amestecul, avem acest bidon de amestec. În acesta se pune benzină până la prima linie, iar ulei până la 500 de grame. Se agită foarte bine și se pune în drujbă. Aici este rezervorul de benzină, unde se folosește, cum am specificat, amestec de benzină cu ulei. Ulei special pentru motoarele în doi timpi. De preferat, ulei pentru drujbe. Acestea merg la turație mai mare decât scuterele și au nevoie de un ulei special. Concentrația este 1 la 25. Eu am folosit ulei verde, așa am avut la îndemână. Nu trebuie neapărat verde sau roșu, puteți să puneți orice tip de ulei, să fie de calitate bună. În partea din față avem rezervorul pentru uleiul de ungere al lamei și al lanțului. Aici se folosește ulei specific pentru lamă. Punem și aici. Apoi o să vă arăt cum se face reglajul. Așa, pentru a porni drujba, verificăm prima oară butonul de oprit. Acest buton îi taie scânteia. În momentul de față este pe stop, adică nu avem scânteie la bujie. Dăm de el în sus. Acum ar trebui să avem scânteie la bujie. Următorul lucru, tragem șocul. Șocul tragem, după ce pornește, îl împingem ușor înăuntru în funcție de cum stă motorul pornit. Nu lăsăm foarte mult cu șocul tras, pentru că se va neca. Odată necată, trebuie să scoatem bujia, o ardem sau o înlocuim.